Secția de terapie intensivă de la Spitalul Județean de Urgență funcționează aproape la capacitate maximă. Numărul pacienților aflați în stare gravă este în continuă creștere, în momentul de față fiind disponibile numai 3 locuri la Spitalul Tudor Vladimirescu și alte 2 la Spitalul 700. La nivelul compartimentului de terapie intensivă de la secția de boli infecțioase avem 9 pacienți internați, deci mai avem 3 paturi libere. De asemenea, mai există 2 paturi libere la locația de pe strada Progresului, iar cele 2 paturi de la ATI suspect de pensia Tudor Vladimirescu sunt ocupate. În situația în care și ultimele paturi vor fi ocupate, pacienții nu vor rămâne netratați. Cazurile grave vor fi trimise către secțiile libere ale altor spitale de pe teritoriul României. Pentru pacienții aflați în stare gravă care necesită spitalizare la terapie intensivă, se contactează Inspectoratul pentru Situații de Urgență și aceștia verifică locurile disponibile în județele din țară și se vor trimite către secțiile respective. Din raportările din această dimineață sunt 50 de pacienți confirmați cu infecție cu COVID-19 din 74 de locuri în total. Nici la Rovinar situația nu se prezintă mai bună. La Spitalul Orășenesc s-a înregistrat un număr mai mare de suspecți și de cazuri pozitive față de săptămânile precedente. Din păcate, în ultimele zile se constatăm o creștere a numărului de suspecți și a numărului de pozitivi în comparație cu săptămânile trecute. Doar așa, ca un exemplu, acum 2 săptămâni am avut și 3 zile în care nu am avut nici măcar un suspect. Din păcate, acum avem peste 10 suspecți, 10-12 fiecare zi, din care cam jumătate se pozitivează și, iarăși, din păcate, pozitiv cu forme nu ușoare. Cadrele medicale sunt obosite, însă s-au obișnuit cu programul de lucru extraordinar. Medicii se află la datorie în linia întâi în lupta pentru combaterea coronavirusului. Cadrele medicale s-au obișnuit cu programul, cu modul de lucru. Vă dați seama, nu e un mod de lucru normal. Se lucrează cumva cu echipamentele de protecție adecvate fiecărui caz în parte. Nu e ușor, noi știm asta din martie, de când a început pandemia, dar nu se pune problema, de asta suntem aici, o spun mereu, să facem oamenii bine și asta ne e serviciu, nu ne plângem. În județul Gorj, astăzi au fost înregistrate alte 37 de noi cazuri de îmbolnăvire și, din fericire, niciun deces. De la începutul pandemiei și până în prezent, Gorjul a depășit 2150 de cazuri și a raportat 103 decese din cauza infectării cu noul coronavirus. Au fost efectuate 13120 de teste de la începutul crizei epidemiologice, 72 fiind în așteptare.